Hei, hei, hei! Eu sunt Stefania și toate bine ați revenit pe canalul meu sau bine ați venit pe canalul meu în cazul în care sunteți noi. Dragilor, vom face un alt clip. Pe principiul reușesc să descoper misterul acestui thriller și am această carte minunată pe care am primit-o cadou, mulțumesc încă o dată. Dispariția lui Aniton de CJ Tudor. Stau așa pentru că nu am semn de carte. Eu am făcut cunoștință cu CJ Tudor atunci când am citit Omul de Cretă. Au trecut niște ani de atunci și așa cum am zis, am primit această carte cadou. Am fost foarte încântată pentru că voiam să o integrez în acest clip, în cazul în care nu știți despre ce este vorba, la reușesc să descoper misterul acestui thriller, ce poate să fie atât de misterios. Citesc un thriller și încerc să-i descoper misterul înainte de finalul cărții. Sunt foarte multe lucruri de discutat despre această carte, mi-am notat foarte multe lucruri, sper din suflet să mă țină bateria. Ideea este că este vorba despre un profesor, de 40 de ani pe nume Joe, care se întoarce în orășelul natal pe nume Arnhill cu un scop anume, mă rog. Se întâmplă mai multe lucruri și haideți să le luăm cu începutul. După cum vedeți, deja mi-am pus și niște post-ituri aici. Și să intrăm direct în pâine, zic, pentru că avem multe lucruri de discutat și deja nu mai are rost să facem introduceri, pentru că știm despre ce este vorba. Vom începe cu epilogul, în care se povestește despre un eveniment înfiorător din Arnhill, într-o căsuță de acolo, fiind vorba despre o profesoară pe nume Julia, pe care au găsit-o polițiștii moartă, mă rog, în casă. Pare că este vorba despre o sinucidere, dar în aceeași casă l-au găsit și pe fiul ei, mort și el, care fusese bătut atât de tare cu fața, încât avea fața distrusă, mă rog, trecuse ceva vreme, și așa începe cartea. Bineînțeles că din start m-am gândit că trebuie să fie o legătură și pe parcurs, pentru că acum am ajuns la pagina 80, mi se confirmă chestia asta. Apoi trecem la protagonistul nostru, la Joe Thorne, care discută cumva despre viața lui, ce s-a întâmplat, ceea ce este foarte relevant pentru noi din prisma titlului este faptul că sora lui pe nume Annie, atunci când avea 8 ani, a dispărut, încă nu știm pentru câtă vreme, dar ceea ce este interesant este faptul că s-a și întors. Acum noi nu știm exact ce s-a mai întâmplat cu sora lui, nu este în peisaj momentan. S-a întors, iată, el a plecat de acasă destul de vreme, era destul de tânăr, a fost profesor, a avut ceva probleme, nu știm exact, știm că este dependent de jocuri de cărți, știm că la un moment dat a trebuit să plece de la o anumită școală unde preda, încă nu știm de ce, probabil că a avut loc un eveniment neplăcut și acolo. Și s-a întors aici pentru că a primit un mail suspect în care îi se spunea că știu ce s-a întâmplat cu sora ta și se întâmplă din nou. Mi-am notat aici din primele pagini că nu-mi place de personajul Joe Thorne, nu că ar trebui să-mi placă de el, mă rog, începe ușor-ușor să mi se schimbe părerea despre el. Cert este că nu a fost un om care a avut prea mult noroc în viață, în primul rând dependența de jocuri de noroc l-a băgat în datorii, are datorii în fața unor oameni mai puțin simpatici și înțelegători, dacă știți la ce mă refer. Este destul de alunecos, este mincinos și nu știu încă dacă să am încredere în el ca narator. Eu ar trebui să am încredere în el ca narator pentru că el o să mă ajute să descoper, dacă o să descoper, despre ce este vorba, dar nu prea știu ce să zic. Da, la un moment dat autorul CJ Tudor a simțit nevoia să menționeze că personajul Joe, care de altfel era profesor de engleză, citea multe thrillere și că de fiecare dată descoperea ce s-a întâmplat. Mă rog, asta cumva ca să justifice probabil faptul că el o să se descurce la un moment dat și o să descopere acest mister. Iată că a citit foarte multe cărți la viața lui, foarte multe thrillere și din asta ne dăm noi seama că o să fie capabil
să descurce niște ițe, chiar dacă nu este detectiv, polițist. Știți voi că am eu problema asta cu personajele care au locuri de muncă normale, dar dintr-o dată, nu știu, rezolvă crime, cazuri nerezolvate de 30-40 de ani. Joe are în vedere 4 oameni pe care i-a cunoscut în copilărie și despre care s-a exprimat că erau singurii care știau ce s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat, oamenii ăștia știau. E vorba despre Chris Manning, un băiat care a căzut de pe acoperiș sau a sărit de pe acoperiș sau a fost împins de pe acoperiș și ceva foarte suspect, încă nu știm. L-a menționat și mai devreme și mi s-a părut de atunci suspect și bine am făcut. Așa, despre Stephen Hurst, care era pe vremea când era el mic lider de gașcă, un băiat crunt, rău, arogant, egoist, bullying, nemilos, la fel ca și fiul lui, care acum este elev lui Joe. Consilier la primărie a ajuns acest Stephen Hurst. Marie Gibson, care este soția lui, acum începea să vorbească despre ea, dar am simțit nevoia să intervin. Probabil că a fost ceva îndrăgostit de ea și iată, ea a ajuns soția lui acest Stephen Hurst, care nu e un om foarte bun și din păcate este bolnavă, ea e foarte bolnavă. Și Nick Fletcher, despre care încă nu știm mare lucru, vom afla pe viitor. Ceea ce este interesant este că acordă o foarte mare importanță ceea ce s-a întâmplat profesoarei care, vezi doamne, și-a ucis băiatul și apoi s-a sinucis, Julia și Ben. Și stă și în casa lor. A închiriat fix casa aia. Acum nu știu de ce neapărat, poate și pentru că era mai ieftină. Cert este că e foarte interesant de ce s-a întâmplat acolo. Am aflat despre Julia că avusese momente de depresie și că încerca să se trateze. Depresie cumva cauzată de divorțul de soțul ei, dar nimeni n-ar fi crezut că este capabilă să facă, să-și omoare copilul cu sânge rece în bătaie și apoi se sinucidă. Nici eu nu cred. Sigur, e ceva foarte, foarte dubios. Mai ales că acest Ben, copilul ei, dispăruse, acum am aflat, și el, timp de 24 de ore, într-un mod extraordinar de misterios, așa cum dispăruse și sora lui. Și Ben s-a întors, așa cum și sora lui s-a întors. De ce îi păsa lui Joe atât de mult de ei? Care este legătura? Și la un moment dat a mai fost o poveste, a povestit o noua colegă a lui Joe, pe nume Beth, pe care o place destul de mult, despre moartea suspectă a unei tinere care a făcut supradoză fix în perioada în care Julia și Ben au fost găsiți morți în casă. Și cred că și asta e ceva legat. Deci sunt foarte multe planuri, sunt foarte curioasă, nu știu să-mi dau cu părerea acum, am nevoie de mai multe informații. Sunt așa cum am zis la pagina 80, se citește foarte repede cartea, măcar să ajung undeva la 150, o să mai fac o intervenție. Cartea are 350 de pagini, nu este foarte lungă, așa că va trebui să-mi dau cu părerea destul de repede. Sper să nu fie toate informațiile la final. Sper să fie doar anumite informații la final, pentru că altfel nu știu, nu știu exact nici unde să mă duc acum. Nu prea înțeleg ce caută el, dacă sora lui a dispărut, s-a întors, vrea să se răzbune pe cineva. Nu prea înțeleg, vrea să rezolve o anumită crimă, poate asta, poate vrea să rezolve ce s-a întâmplat cu Julia și Ben, pentru că și Ben a dispărut, așa cum a dispărut sora lui, habar n-am. Dar o să revin cât de curând, pentru că o să citesc în continuare. Este o după-amiază superbă în care stă să plouă, eu tot sper să plouă, e destul de norat. Și da, cam asta este situația și ne vedem mai încolo cu noi informații. Vă pupic! Bună ziua! Suntem a doua zi. N-am mai reușit să vorbesc la cameră deloc aseară și nici să citesc prea mult. Voiam să vă aduc la cunoștință câteva evenimente noi care s-au petrecut în carte. În cazul în care auziți, mă rog, acum trece și o ambulanță, păsărelele, doamne, fac o gălăgie infernală, eu nu le suport, sincer. Nu sunt în pădure, n-am nevoie de sunetul ăsta. De la ora 5 dimineața, de când se face lumină, parcă apasă cineva pe un buton, pornesc până diseară când e întuneric, mă rog. Sunt la pagina 139, capitolul 16, nu că ar fi foarte relevant capitolul. Nu am aflat foarte multe lucruri, însă am foarte multe întrebări. Și vreau să vi le spun și vouă, pentru că eu nu știu exact ce vreau să aflu, dar haideți să vă spun. Ideea este în felul următor.
Am aflat câteva lucruri despre personaj. Am aflat, nu știu dacă am spus, nu cred că am zis, dar avea o problemă la un picior. Am aflat de ce avea această problemă la un picior. Am aflat de faptul că tatălui a murit într-un accident de mașină, un accident de mașină în care a fost și el implicat. Am aflat că sora lui, după ce a dispărut și s-a întors, n-a supraviețuit, tot a murit. Și acum întrebarea este, cine răpea copiii și cine a făcut chestia asta cu sora lui și a făcut-o și acum cu Ben? Cine răpea copiii și apoi de ce îi elibera? Și doi, copiii răpiți mureau din cauza răpitorilor la o perioadă după sau a fost o coincidență? Sau ce s-a întâmplat cu Annie a fost total independent de Ben? Și ce legătură are cu Stephen Hurst, cu... nu pot să zic că era dușmanul din copilărie a lui Joe, pentru că Stephen Hurst era liderul de gașcă, așa cum am spus, bully, agresor, nemilos, probabil ceva probleme cu capul, pentru că așa a văzut în familia lui și tatălui care lucrase în mină, pentru că acolo în sătuc era o mină. Tatălui care lucrase în mină era la fel de nemilos și fiul lui, care este elevul lui Joe, este la fel de nemilos. Deci cumva se transmite chestia asta din generație în generație. Și ce legătură are? Și atunci eu mă întreb, ce s-a întâmplat cu Annie? Este legat de Stephen Hurst acesta? Pentru că Joe făcea parte din gașca lui, deși nu ar fi fost foarte potrivit pentru genul acesta de băieți. El era timid. Ce s-a întâmplat cu Annie a avut legătură cu gașca asta și a fost cumva și greșeala lui, și pentru că el acum s-a întors în ideea de a repara, de a se răzbuna, de a rezolva ceva și cu ocazia asta poate să-l și exploateze pe Stephen Hurst, care acum e bogat. Și despre Joe am aflat că ar avea datorii foarte mari la niște oameni foarte periculoși. Oameni care au fost, de fapt, responsabili pentru durerea lui de picior. Și avea datorie de 30.000 de lire. Datorie care putea crește pe măsură ce întârzia cu banii. Și acum, nu știu, mă apropii de jumătatea cărții încet încet. Aflu din ce în ce mai multe informații. Și vreau să aflu și eu, adică să mă gândesc mai care sunt lucrurile pe care trebuie să le aflu. Sunt foarte multe necunoscute și cu siguranță că nu o să mă prind de toate. Dar vreau măcar să mă prind de un lucru și atunci eu vreau să mă concentrez... Aoleu, stați că tot dau din mâini. Vreau să mă concentrez pe ce s-a întâmplat cu Annie, cu sora lui când era mică. Sigur, ceva legat de gașca asta și de Stephen Hurst. Vreau să știu... nu știu, alte situații politice legate de sat, de mină, de corupție, de mici detalii de genul acesta social și organizatoric al satului, nu. O să mă concentrez pe ce s-a întâmplat cu Annie și ce s-a întâmplat cu Ben. Eu aș vrea să spun ceva. Acum mi-a venit o idee în minte. Că sigur ce s-a întâmplat atunci cu Annie a fost legat de toată gașca. Gașca a fost în felul următor. Deci, l-am avut pe Joe, Stephen Hurst, care era liderul, încă un nene pe care îl chema Nick Fletcher, care în continuare era aliatul lui Stephen Hurst acum în sătucul respectiv, Chris Manning, este băiatul care a căzut de pe acoperiș și s-ar putea să mi se confirme foarte curând că de fapt nu a fost un accident. Și mai este Marie, de care și Joe era îndrăgostit, care a fost cu Stephen de când erau la liceu și cu care s-a căsătorit, cu care a făcut un copil, băiatul, și care acum este foarte bolnav, pe moarte, am putea spune. Întrebarea este de ce a rămas Marie aici cu el, de ce s-a căsătorit cu Stephen Hurst și nu a plecat mai departe, de ce nu și-a împlinit visurile, avea visuri mărețe, de ce a rămas aici. Eu cred că tot ce s-a întâmplat atunci cu Annie, absolut tot, are legătură cumva cu toată gașca.
nu doar cu Stephen Hurst. Și cred că și Marie a făcut ceva, deși ea ar fi părut blândețea în persoană, cu care Stephen Hurst o avea la mână atunci. Și că de-aia a rămas. I-a spus, ori te măriți cu mine, ori fac, nu știu, a șantajat-o. Acum mi-a venit ideea asta în minte, pentru că pune autorul prea mult accent pe ideea de ce a rămas aici, de ce a rămas în Sătuc și de ce s-a căsătorit cu nenorocitul ăla, cam asta e ideea. Atât pot să spun în acest moment, că este legat de Annie, de sora lui Joe și că toată gașca a avut o implicare mai mică sau mai mare și bineînțeles legat de mina respectivă, pentru că acolo în mină probabil s-au întâmplat chestii. Nu știu. Încă n-am de unde să știu. Dar voiam să menționez ceva de atmosfera gotică a cărții, pentru că la un moment dat am văzut aici pe spate ceva despre... Așa, întunecat, gotic și foarte convingător. Mie nu mi se pare că este neapărat gotică atmosfera. Poate greșesc, dar pentru mine atmosfera gotică este o atmosferă mistică. Iar aici nu cred că e nimic mistic încă. A venit vorba la un moment dat de un strămoș al lui Stephen Hurst ăsta care era un fel de vindecător și care avea ceva har, nu știu, și poate se duce spre zona asta de supranatural, habar n-am. Vom afla pe viitor. În condițiile în care soția lui e bolnavă și el poate să încerce un ritual din ăsta, cine știe, ca să o salveze pe soția lui, un ritual pe care îl știe de la strămoșul lui, vom vedea. Dar mi se pare un soft horror cartea mai degrabă, pentru că sunt anumite scene destul de înfiorătoare. Eu nu sunt oricum obișnuită cu genul acesta de scene în care să se descrie foarte clar o rană nasoală rău de tot sau, nu știu, a fost o scenă cu gândaci, la fel foarte nașpa. Și atunci mă gândesc că mai degrabă cartea nu este neapărat gotică, ci este un soft horror și thriller. Thriller, soft horror. Soft thriller, horror. Horror, soft thriller. Înțeleg ideea de oraș mic, de mină, în care au murit oameni și nu au fost găsiți niciodată. Multe secrete, tot fel de nenorociri, nu știu, personaje colorate și misterioase și periculoase. Pot înțelege chestia asta, dar, repet, nu văd încă neapărat zona gotică. Mie mi se pare un soft horror. Bun. Ce pot să spun acum la prima mână este că, din punctul meu de vedere, Annie a dispărut, s-a întors. Poate să nu aibă nicio legătură de fapt ce s-a întâmplat cu adevărat, cu dispariția ei. Poate doar să fim păcăliți că ar avea legătură cu dispariția ei. De fapt, totul să aibă legătură cu gașca asta. Nu știm. Cert este că ea, după ce s-a întors, a pățit-o. Și cred că are legătură cu ei. Și cu acest Stephen Hurst, pentru că Joe aproape că vrea să-l șantajeze și să-i ceară bani ca să-și plătească datoriile, pentru că știe ceva despre el, inclusiv despre ce s-a întâmplat cu acel Chris, colegul lor, care a sărit de pe acoperiș. Sunt foarte multe lucruri și el cumva a premeditat întoarcerea asta. El a știut întotdeauna că o se întoarcă. Probabil și-a dat seama că atunci când nu mai are de ales, când ajunge la fund, o să se întoarcă aici. Și o să încerce să rezolve, să repare sau să profite de ce s-a întâmplat în trecut. Și sigur că sora lui a pățit-o, nu știu cine a putut să ucidă, adică eu nu mă gândesc că Stephen Hurst ăsta a ucis-o, poate ei împreună a fost un accident, ceva de genul ăsta, poate ea a pățit ceva și ei au mascat, dar eu cred că Marie... Deci eu vă zic de pe acum că mie personajul ăsta nu mi-este deloc pe plac. Chiar dacă e vorba despre o persoană care e pe moarte,
Asta nu înseamnă că în trecut n-a putut să fie foarte rea. Mi se pare această antiteză minunată și, nu știu, parcă din experiența mea de până acum, totdeauna persoanele cele mai simpatice sunt îndoielnice, nu știu. Iar în legătură cu ce s-a întâmplat cu Ben, eu cred că el a aflat ceva cu Ben și cu mama lui. Adică profesoara care și-a ucis copilul și apoi s-a sinucis. Nu, cred că ei au aflat ceva. Aveau informații. Și cineva i-a scos din ecuație, pur și simplu. Nu știu dacă a aflat ceva pentru că Ben poate stătea, poate petrecea timp pe la mină și a găsit ceva pe acolo, eventual cu fiul lui Stephen Hurst, cu băiatul ăla rău, agresorul. Și în felul ăsta informațiile au ajuns și la tatăl și la mama lui. Ne vedem oricum mai încolo și vă mai țin la curent. M-am povestit toată cartea, da. Pare rău. Deci, mor de cald în primul rând pentru că sunt în bucătărie și fac sărățele. Și pentru că a venit vara, bineînțeles că murim de cald. Ideea e că voiam să vorbesc cu voi pentru că am mai înaintat, nu știu, 20 de pagini și am dat să vă țin la curent cu ce se întâmplă. Am impresia că în următorul capitol o să aflăm ce s-a întâmplat cu Annie, de fapt. Și mi-e puțin cam greu să-mi dau cu părerea, nu este cea mai potrivită carte pentru acest clip, dar este minunată, să vă spun sincer, chiar mă ține cu sufletul la gură. Chiar îmi place că a creat autorul atmosfera aceasta a micului oraș, cu foarte multe secrete, cu foarte multe cazuri triste, din păcate, și alea pline de secrete, cu foarte multe persoane care au avut de suferit, din cauza minei în special, totul se leagă de mina respectivă și moartea lui Annie, dar eu asta n-am înțeles, sunt niște chestii pe care nu le-am înțeles și moartea lui Annie se leagă de mină, da? Deci e tot ceva legat de mină. El și prietenii lui, când el avea 15 ani și ea avea 8 ani, au găsit un puț, o intrare în mină, care era la momentul acela închisă. Și s-au dus acolo, bineînțeles, pentru că erau ei foarte curioși. Și au intrat acolo și Annie știa că el acolo se duce și cred că l-a urmat. Cred că în secret s-a dus după el și acolo probabil că a pățit ceva. Ori a speriat pe vreunul dintre ei și a dat cu ranga în cap, o rangă pe care a folosit-o ca să deschidă puțul respectiv și probabil că s-au speriat că nu se așteptau să mai fie altcineva acolo și cineva a rănit-o cu ranga, posibil chiar Stephen Hurst, dușmanul de moarte, așa. Ori s-a întâmplat altceva, a căzut vreun perete peste ea, nu știu, ceva s-a întâmplat, dar clar din vina lor. Și Joe consideră că este cumva din vina lui Stephen Hurst tot ce s-a întâmplat. Și acum urmează să aflăm. De asta spun, mi este destul de greu pentru că sunt foarte multe secrete. Acum a apărut încă o problemă și anume colega lui de la școală, tot profesoară pe nume Beth, care și ea este în căutare de ceva și ea a venit acolo cu un motiv și nu știm încă de ce. Pentru că s-a dat de gol la un moment dat cu o minciună și l-a făcut pe ăsta să-și pună semne de întrebare. Oamenii nu-l mai vor acolo, pentru că sunt toți conștienți că el deține anumite secrete. Aproape că a aflat persoana care, mă rog, a aflat, de fapt, cine a fost cel care i-a trimis mail-ul. Este vorba fix despre unul dintre copiii lui de la școală, despre unul dintre elevii lui pe nume Marcus, care este agresat foarte tare de băiatul lui Stephen Hurst, Jeremy sau cum îl cheamă.
Și cred că el a aflat ceva, așa cum a aflat și Ben. Poate el și Ben erau prieteni și Ben i-a spus lui, iar mici de masă și cred că nu mai așa vă fac creierii, mă scuzați. Cred că el și Ben erau prieteni și Ben i-a spus și lui ceva informații pe care le-a aflat. După care Ben dintr-o dată a murit. Iar acum el încearcă să apeleze la profesor în secret. Cred că Ben i-a spus lui Marcus, prietenului lui, înainte să moară, ce a pățit când a dispărut. Și mai e o chestie și cu disparițiile astea, mai e o chestie foarte dubioasă, pentru că spun că atât părinții lui și el a văzut-o pe Annie atunci când s-a întors, că nu mai era la fel. Așa se spune și despre Ben, că nu mai era la fel. Că era tăcut, că mirosea urât, m-a dus cumva cu gândul la Stephen King, la Cimitirul Animalelor. Cineva a întors din morți, ceva de genul ăsta. Sau la surorile Hallow, care la fel, mă rog, și acolo sunt subiecte de genul ăsta. Și nu înțeleg, Annie și Ben când s-au întors după ce au fost dispăruți, au mai fost normal, n-au mai fost normal și au revenit, nu și-au revenit. Și Annie a murit după ce a fost dată dispărută și s-a întors și era normală sau nu era normală? Sau... Nu înțeleg. Și există și elemente de supranatural? Sunt foarte multe întrebări. Cred că v-am zăpăcit, nici nu știu dacă le-am zis într-o ordine cât de cât normală, coerentă, sper că da. Trebuie să fug acum pentru că mi se arsă rățelele și să continui să citesc. E foarte interesantă, e foarte, foarte interesantă, sincer. Îmi place mult de tot, am început să relaționez mult mai bine și cu personajul principal, cu Joe. Înțeleg că a avut o viață foarte grea, în special din cauza dependenței de jocuri de noroc, care i-au adus datorii de zeci de mii de lire pe care sub nicio formă n-avea cum să le plătească. Tocmai de-aia s-a întors aici ca să își răzbune sora, probabil, vom afla acum ce s-a întâmplat, să se răzbune și să-l șantajeze pe cel care a avut de-a face cu moartea surorii lui și cu banii respectivi să-și rezolve și aceste probleme și datorii. Nu știu ce are de gând exact, pentru că el ar avea un as în mânecă, ceva cu care să-l șantajeze, așa cum ziceam pe Steven. Dar sunt curioasă dacă joacă la cacealma sau nu. E ăsta cel mai mare joc al vieții lui? Un joc pe care în sfârșit să-l câștige? Sunt foarte multe metafore, așa cum am zis, îmi place mult atmosfera aceasta soft horror. Eu nu cred că e gotică, eu cred că e un pic la următorul nivel. Se joacă cineva și cu mințile lui, ce se întâmplă cu Beth, ce s-a întâmplat cu cei doi, cu Ben și cu Julia, cu profesoara și cu fiul, care cică și-a ucis fiul și apoi s-a sinucis, că nu știu cum altfel să mă raportez la ei, pentru că nu știu dacă le rețineți numele. Ce se întâmplă cu Marcus, îl cunoștea Marcus pe Ben... Milioane și milioane și milioane de întrebări și mai am doar 150 de pagini. Tocmai de-aia vorbesc cu voi și sper că m-am făcut cât de cât înțeleasă, dar probabil că m-am făcut capul calendar. Bine, hai că fug, că mi se arsă rățelele. Bup! Bună, dragilor! Ce să vedeți, a venit vara. E cald. Este deja a treia zi. Am încercat să-mi las părul pe spate, dar nu se poate. Nu se poate. Firar să fie de treabă, Doamne, cât pot să urăsc vara. Cât pot să urăsc vara. Ideea este în felul următor. Am ajuns la pagina 273. Mai am foarte puțin, 50 de pagini, sau mă rog, 70 de pagini. Cât am zis că are cartea? 350. Ok, mai am 70 de pagini care se citesc foarte repede, pentru că sunt capitole scurte și povestea este de așa natură încât curge foarte rapid. Și m-am oprit aseară din citit la un moment dat, pentru că nu mai aveam energie să mai fac intervenții la cameră, dorind să vă spun de altfel că am realizat ceva. Am realizat că, părerea mea, acum eu nu știu, n-am căutat interviuri sau, mă rog, informații despre carte și chiar voi face chestia asta, dar după ce o voi termina. După părerea mea, dispariția lui Annie Thorne de C.J. Tudor este ca un omagiu adus lui Stephen King. Primul rând, o
foarte mare parte a poveștii mă trimite la cimitirul animalelor, așa cum cred că am și zis ieri, nu? Iar în al doilea rând, Annie, personajul Annie Wilkes, eu așa mă gândesc că este ca un fel de omagiu adus lui Stephen King. Sunt foarte multe asemănări acolo, foarte multe asemănări. În ceea ce privește un subiect sau, mă rog, modul, efectiv ce se întâmplă în carte este legat de o asemănare din cimitirul animalelor. Și după aia am făcut așa cumva legătura. Chiar nu știu, uite, dacă ați citit-o, sunt chiar curioasă să-mi spuneți și voi în comentarii. O să caut, bineînțeles, și eu informații după ce o termin. Am mai aflat niște lucruri, pentru că răspunsurile ni se dau treptat, ceea ce înseamnă că finalul nu este legat neapărat de ceea ce i s-a întâmplat lui Annie. Și chestia asta, cred că am pus-o în balanță la un moment dat, este legat de ceea ce se întâmplă în prezent, de ce i s-a întâmplat lui Ben, de ce s-a întâmplat cumva în trecut, dar mai degrabă despre acest Stephen Hurst decât despre Annie. Despre Annie cred că am înțeles, acum sunt convinsă că vor urma plot twist-uri după plot twist-uri, nici nu mai știu dacă să vă zic sau să nu vă zic, pentru că oricum întregul clip a fost un spoiler, așa cum știți că se întâmplă la Reușesc să descoper misterul acestui thriller, pentru că altfel n-aș putea să vă zic exact ce cred. Dar din acest moment chiar o să pun pe ecran spoiler, pentru că, așa cum am zis, am aflat foarte multe lucruri și nu mai țin minte exact. Nu mai țin minte ce informații v-am dat. Cert este că în mina respectivă, în care ei au intrat atunci când aveau 15 ani, gașca de atunci, și cred că v-am zis că i-a urmat și Annie, sau credeam eu că i-a urmat și Annie, și într-adevăr așa a fost. S-au întâmplat niște lucruri ciudate, pentru că acolo au descoperit un fel de altar, un fel de mormânt. Era pereții spațiului erau plini de oase de copii și se întâmplau lucruri ciudate și bineînțeles că am ajuns în zona de supranatural, despre care am discutat și mai devreme, zona asta de supranatural la care nu mă așteptam, pentru că mie nu-mi place neapărat, sincer. Cum poți să te gândești la așa ceva? Am dat seama că se întâmplă lucruri ciudate acolo și s-a întâmplat ceva cu ranga aceea și despre ea am vorbit, pentru că se pare că e destul de previzibil, mai puțin partea de supranatural. Ideea este că, într-adevăr, Stephen Hurst acesta a lovit-o cu ranga pe Annie, credeau că a murit, el, fratele lui Annie Joe, a rămas alături de ea în timp ce i-a trimis pe ceilalți să ceară ajutor, dar nu a făcut, ceilalți n-au făcut decât să-i închidă acolo. N-au cerut niciun fel de ajutor. El s-a rănit, Joe, încercând să o ducă pe Annie la suprafață și a pierdut cunoștința, iar atunci când s-a trezit, nu a mai găsit-o. Sperând că a reușit să scape, că nu a fost o rană atât de gravă, a reușit și el să scape, pentru că cineva i-a lăsat totuși capacul deschis. Cred că cineva s-a întors și i-a lăsat capacul deschis. Cred că e vorba despre Chris, despre cel care după aia a și murit, ce să vedeți, pentru că probabil Stephen Hurst l-a ucis, l-a împins de pe acoperiș. Iar asta e destul de previzibil, tocmai pentru că poate l-a ajutat pe Joe și l-a scos de acolo. Și când a ajuns acasă, nu a găsit-o pe Annie. Ea urmând să dispară timp de 48 de ore, aici s-a întâmplat totul. Deci și dispariția ei a avut legătură strict cu gașca aceasta și cu evenimentul din mină. Și când au regăsit-o, nu mai era aceeași persoană. Aici trimiterea la cimitirul animalelor. Mirosea urât, nu mai avea aceea sclipire în ochi, nu mai părea umană. Același lucru care s-a întâmplat și cu Ben în urmă cu câteva luni. Poate că de aia mama lui l-a ucis și apoi s-a sinucis, pentru că atunci când și-a revenit nu mai era copilul ei, tocmai de aia și era scris pe peretele din cameră: acesta nu este fiul meu. Și cred că același lucru l-a făcut și tatăl lor, al lui Joe și al lui Annie, când erau ei mici,
legat de accidentul de mașină. Cred că acel accident de mașină, de fapt, a fost intenționat. Nu știu de ce și cu Joe în mașină. Poate de aia Joe a fost atât de empatic cu profesoara Julia. Poate de aia nu a crezut nicio secundă că ea a făcut pur și simplu chestia asta să-și ucidă fiul și apoi să se sinucidă din nimic. Și-a dat seama că fiul ei a dispărut, a fost acolo în mină, în cimitirul dubios, a murit, a reînviat și nu mai era el. Și ea nu putea să accepte chestia asta, nu putea să-și țină, să se uite la fiul ei în stadiul acesta. Cred că așa va fi. Cum mai am o curiozitate, cea care a dezvăluit situația a fost doamna Grayson, o fostă profesoară, care era cumva la curent cu toate evenimentele astea, cea care l-a încurajat pe Marcus să-i dea mail lui, mailul acela suspect, cu știu ce s-a întâmplat cu sora ta și se întâmplă din nou. Ideea este că această doamnă Grayson cu siguranță că vrea să-l confrunte pe Stephen Hurst și să nu-i mai permită, pentru că Stephen Hurst a aflat de chestia asta atunci când era mic și a dat seama că acolo se întâmplă lucruri ciudate și că oamenii pot reînvia, pot învia acolo, își pot recăpăta viața într-un mod suspect și el cred că tot făcea experimente pentru că soția lui era pe moarte, Marie, și probabil că voia să o ducă acolo și să o învie, reînvie, nici nu știu care e termenul corect, mă rog, să o aducă înapoi la viață, chiar dacă aia nu era neapărat viață. Și probabil că o să urmeze o confruntare și cam asta va fi, vedem cine va supraviețui. Cert este că a fost destul de greu de pus cap la cap din punctul meu de vedere, mă rog, mai puțin până acum la final, când să zicem că m-am prins despre ce este vorba. Vom vedea dacă accidentul de când erau ei mici a fost provocat intenționat de tatăl lor, dându-și seama că Annie nu mai este Annie. Vom vedea dacă același lucru s-a întâmplat și cu Julia și cu Ben și vom vedea dacă într-adevăr va exista această confruntare în care Stephen Hurst încearcă să-și ducă soția acolo să o învie și, mă rog, ceva se va întâmpla, va cădea pe ei pe acolo, probabil că vor muri mulți, eventual chiar în mina respectivă. Vom vedea dacă el va supraviețui, vom vedea dacă va face rost de bani pentru datoriile pe care le-a căpătat în urma jocurilor de noroc, de cărți, mă rog, că numai noroc nu era ăla. O să revin cu intervenția finală, sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Știu că am vorbit foarte mult și că altceva n-am făcut în clipul acesta, dar să știți că mie mi s-a părut foarte interesantă cartea. Chiar mi-a plăcut, s-a citit foarte repede și, mă rog, în cazul în care nu vi s-au părut prea multe spoilere, vă recomand. Ne auzim mai încolo, popicei! Ok, am terminat cartea și am de făcut, în primul rând, două amendamente. Primul dintre ele, CJ Tudor este o femeie. Îmi pare foarte rău, nu știu de ce nu m-am gândit niciodată la această posibilitate și nici n-am căutat mai multe informații. Deci CJ Tudor este o femeie. Și al doilea amendament pe care l-am de făcut este că am avut dreptate în foarte multe dintre cazuri și de-abia după ce am terminat cartea am citit câteva informații despre ea. Spune așa: dragostea ei pentru literatură, în special pentru cea întunecată și macabră, a început din tinerețe. În vreme ce colegii ei o citeau pe Judy Blume, ea îi devora pe Stephen King și pe James Herbert. Da. E clar ceva legat și de Stephen King, în primul rând și că personajul principal negativ se numește Stephen Hurst. La asta nu știu cum de nu m-am gândit până acum, aproape de final, în condițiile în care am descoperit multe alte subtilități, dar fix ce era în fața mea nu am observat. În orice caz, mi-a plăcut cartea, mi s-a părut interesantă atmosfera aceasta înfricoșătoare, macabră. Nu cred că este vorba despre una gotică, este un soft horror din punctul meu de vedere. Sunt foarte multe chestii destul de dubioase care se întâmplă aici. Nu aveam cum să ghicesc neapărat despre ce este vorba, deși mi-am dat seama de foarte multe lucruri. Nu este genul de thriller clasic
este, așa cum am zis, mai degrabă un soft horror. Sunt, a fost multe situații, foarte multe lucruri de aflat, așa cum am zis mereu, dar eu sunt mulțumită, mi s-a părut interesantă cartea, s-a citit repede, a avut personaje bine conturate, acțiunea a avut un ritm alert, pe de cealaltă parte nimic nu a fost lăsat nerezolvat, nu au fost personaje introduse doar de dragul de a ne scoate pe noi din context. Și mă bucur că am citit-o, nu cred că s-a integrat, așa cum am zis, foarte bine pentru reușesc să descoper misterul acestui thriller, dar aceasta este frumusețea clipului, faptul că nu știm neapărat ce descoperim, pentru că nu am voie să știu foarte multe informații despre cartea pe care o citesc, plus că am primit-o cadou și am vrut mult de tot să o folosesc pentru acest clip. Acestea fiind spuse, sper că v-am făcut plăcere să fiți alături de mine și sper că nu v-am făcut capul calendar cu toate părerile mele și cu toate gândurile mele, pentru că au fost destul de multe. Nu mă așteptam ca într-o carte de 350 de pagini se poată întâmpla atât de multe lucruri. E adevărat că acțiunea s-a petrecut pe parcursul la o săptămână, așa că într-un fel și din punctul acesta de vedere a fost în regulă. Ce să vă zic, sper să vă placă acest clip, sper să ne auzim în comentarii. Mi-am dat seama, din păcate, că la clipul trecut nu ați avut așa de multă interacțiune cu mine, ca să spun așa, la clipul cu tropuri și cu piesele de teatru. Să știți că pentru mine este foarte important să vă aud în comentarii, pentru că în felul acesta îmi dau seama că v-ați uitat la clip, dacă, ce părere v-ați făcut, că v-a inspirat o părere. Și sper ca astăzi să ne auzim, să discutăm despre ce thrillere ați mai citit în ultima vreme, dacă ați citit Dispariția lui Annie Thorne, dacă v-ați prins de inspirația pe care a avut-o autoarea și anume Stephen King, și orice mai doriți să spuneți, bineînțeles că eu vă aștept în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Am să vă las link în descriere pentru această carte, găsiți acolo și link-uri către celelalte rețele de socializare, adresa căsuței poștale dacă vreți să-mi trimiteți și voi ceva, așa cum a fost cazul cărții de astăzi, dar și link unde vă puteți înscrie și unde puteți deveni membru al canalului. Vă mulțumesc mult încă o dată, să aveți o zi super, super bună, ne vedem data viitoare! Pupi, pa!